și bine ați venit. Ne bucurăm că sunteți aici și apreciem punctualitatea. Și o să vă rog pe cei care stați mai în spate, la un dat să le mai creați și întârziaților posibilitatea să găsească un loc pe lângă dumneavoastră. Dialogul public este un lucru care e o artă cam pierdută în contextul nostru. Și dacă nu greșesc, chiar domnul Bacoschi, pe la începutul anului sau începutul anului, ați avut o postare despre nevoia de dialog, sau de lipsă de dialog din societatea noastră. Era un articol din Dilema Veche. Chiar mai mult decât asta, da? Și asta era după. Deci cât de important este lucrul ăsta. Și nu o să fac aici o prezentare sau o teorie despre ce e un dialog public, dar un dialog este mai mult decât niște comunicări paralele sau din același loc. Nu e mai mult decât ideea de a auzi o prezentare sau de a ridica pe cineva pe un piedestal. Contează însă foarte mult să știm să argumentăm, să știm să ascultăm cu interes, uneori chiar cu empatie, fără să dăm în corectiune politică, bineînțeles, dar să ne fie gata, să fim gata să ieșim din cadrul nostru, de referințele noastre obișnuite, păstrându-ne poziționările și fiecare avem aspectele noastre, avem preferințele noastre, avem chiar prejudecățile noastre, deși nu poate ne-ar mai cunoaște. Și Rasul Căr vorbește la despre prejudecăți și că are să, așa, partea bună a lor. Și noi vrem, împreună cu prietenii de la Rasul Căr România și Alternativa Dreaptă, care este o inițiativă civică, spre noi și politică la un moment dat, că e nevoie România așa ceva, să promovăm astfel de evenimente. Și ne bucurăm foarte mult că astăzi avem ocazia împreună cu Remus Tănase și cu domnul Bacoschi să avem acest dialog și va fi de interes, sunt convins, și de bun folos. Eu sunt Cristian Șemaru, vă salut. Ce aș vrea să... Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să vă spun despre domnul Bacoschi, dar nu cred că e nevoie de o mare prezentare, pentru că dumnealui este atât de cunoscut și poate fi văzut de mai multe perspective. Mulți îl văd ca omul care a avut o funcție politică, a fost ambasador, a cunoscut de felul acesta, dar este un intelectual de calibru și un intelectual creștin, nu doar nominal cu acest nume, și chiar un intelectual care a fost profund implicat în viața bisericii sale. Și spun asta pentru că una din temele și parte din această seară va fi și despre lansarea sau prezentarea acestei cărți, Darul de Săvârșit, gânduri despre civilizația creștină. Pentru că atunci când vorbești de civilizația creștină, e ca și cum unii zic, e un mediu întunecat, să scăpăm. Ce? Noi credem că nu trebuie să aruncăm așa de repede totul la gunoi sau totul numele progresului și numele altor lucruri de acest fel, să renunțăm la ceea ce a făcut Europa creștină. Da? Remus Tănase este un tânăr intelectual, este un om cu studii la Iași și apoi continuat în Italia cu masterat și doctorat și, dacă mi-am gândit bine, pe studii referitoare la ideile care au dominat secolul XIX, un secol extraordinar în Italia. Îmi scap acum numele, poate m-a ajuns cu numele gânditorului. Influența lui Giuseppe Mazzini în spațiul românesc. Da. Și aia e o temă generoasă și de discutat cândva. Pentru că secolul XIX a fost secolul națiunilor, a fost un secol care a avut o mare influență. Sper că vă simțiți bine, o să fie niște prezentări. Sunt mai multe teme legate de Rasul Kirk și de scrierile lui. Vă spun sincer și cu rușine că nu știam foarte multe sau mai nimic despre Rasul Kirk până acum 8-10 luni. Și mulțumesc amicului meu care mi-a deschis ochii, mi-a dat și o carte babană, super tare. Și pentru oricine care se consideră un conservator sau vrea să înțeleagă istoria ideilor, trebuie să studieze cartea lui Rasul Kirk, The Conservative Mind sau lucruri de acest fel. Și de-abia aștept să văd și perspectivele, pentru că e foarte bună felul, foarte bun felul în care domnul Bacoschi a prezentat ideea asta. De ce această iluzie? De ce uneori percepție greșită, conservatorismul e ceva perimat, ceva de scăpat, care doar oamenii mai înguși la minte mai pot să îmbrățișeze o asemenea perspectivă? Rasul Kirk este de studiat, pentru că citindu-l pe Rasul Kirk, nu știu nici pe departe câte știe Remus despre el și Remus să spună mai multe, Rasul Kirk face o legătură extraordinară de la Edmund Burke, la Disraeli, la alții de secolul 20, bineînțeles de Tocqueville, pentru că există un spațiu și un reper extraordinar. Vreau cu îngăduința voastră să salut în mod deosebit și pe Alexandru Gusi, care este prezent aici și el este un om foarte discret,
deși ar merita mult mai multă atenție. Și eu aștept ziua în care, nu doar și o dezbatere, dar în studiourile, la șase șezători care se fac seara, domnul Baconski, domnul Gursi și alții să apară mult mai des și să fie tratați cu respectul potrivit și ne bucurăm că sunteți noastră aici și vă salutăm cu toți, pe toți. Nu mai vreau să repesc din timp. Salut și pe amicul Daniel Uncu și mă bucur că starea de sănătate a permis să fie aici. Le mulțumesc tuturor colegilor și Erica Tănase, care e acolo cu cărțile. Cartea puteți să o luați din spate. Știu că mulți le-ați cumpărat deja. Mai sunt cărți câteva? 25 de lei. E un chilipir, credeți-mă, având în vedere conținutul cărții și ceea ce este prezentat. Vă mulțumim și haideți să-i aplaudăm pe invitații noștri și să le mulțumim. Și atunci, în parte, înțeles, probabil Remus va începe domnul Tănase cu câteva cuvinte și apoi, bineînțeles, spre final o să avem și o parte de dialog interactiv cu invitații noștri. Mulțumesc! Cu voia dumneavoastră să stau jos. În primul rând doresc să mulțumesc colegilor de la Alternativa Dreaptă pentru cooperare, colaborare, a doua este. Și, bineînțeles, domnului Baconski, care a acceptat invitația de a veni la un dialog public cu Vasăl Cărb România și Alternativa Dreaptă. Numele meu este Remus Tănase, sunt coordonatorul Vasăl Cărb România. De ce este important Vasăl Cărb? De ce la 100 de ani de la nașterea sa ar fi important ca piața ideilor din România să afle despre Vasăl Cărb? După cum am spus, anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Vasăl Cărb și atunci am considerat că, repet, piața ideilor autohtone are nevoie să afle cine a fost Cărb. Cu aceasta în minte, în luna octombrie, am lansat un concurs de eseuri intitulat Vasăl Cărb, conservatorismul și... Intitulat Vasăl Cărb, conservatorismul și lucrurile permanente. Concursul este deschis tuturor tinerilor, cercetători sau nu. Încă mai sunt... Acum. Da. După cum ziceam, concursul este deschis tuturor tinerilor, cercetători sau nu, liceenilor, studenților. Încă mai este timp pentru a trimite eseul, detalii găsiți pe internet. Sunt niște premii, nu pot spune consistente, dar sunt niște premii pecuniare, precum și niște cărți primite tocmai de la, din Mecosta, SUA, de la centrul Cărb de acolo, cu care mă aflu în colaborare și cu care Vasăl Cărb România se află în colaborare. Cine a fost Vasăl Cărb? Să nu mai pierdem timpul. S-a născut în 1918 într-o familie săracă, după cum chiar el mărturisește în memoriile sale. Și a reușit, prin scrierile sale, să ajungă undeva foarte sus. Mă refer la... să ajungă la Casa Albă și să fie premiat de Ronald Reagan, care, de altfel, îi recunoștea meritele pentru cariera sa politică, în speță la începuturile sale, de lui Reagan. În 1953, Cărb a scris cea mai importantă carte modernă despre conservatorism. Un necunoscut a scris... publicat în 1953, The Conservative Mind, From Burg to Santa Ana, a fost denumită prima ediție, de la a doua From Burg to Eliot. Și la o lună de la lansare, cartea nu se mai găsea pe stocuri. A doua luni după, a doilea tiraj a fost publicat, care până la sfârșitul anului 1953 s-a vândut în totalitate. Cărui aspect se datorează? Care este motivul pentru care un necunoscut a reușit să vândă și să fie pe buzele tuturor, să spunem, intelectualilor publici din SUA și din Marea Britanie? Cartea sa s-a bucurat de nenumărate recenzii pozitive, inclusiv din partea taberei liberale din Statele Unite ale Americii.
ceea ce până la cărți nu se mai întâmplase. Ca o carte de doctrină politică, de orientare politică, să aibă o apreciere pozitivă de la toate taberele principale din Statele Unite ale Americii. Ce nu mai fusese scris până atunci? După al doilea război mondial, în Statele Unite ale Americii, mișcarea conservatoare era destul de dezorientată. Existau mai multe curente principale, dar care nu erau unite sub nicio umbrelă. Era vorba despre anticomuniști. În condițiile războiului rece, anticomunismul era o orientare puternică și importantă în SUA. Era vorba de o a doua direcție, era vorba de liberalii clasici, cumva adunați sub umbrela lui Hayek, și care mai târziu, sub influența lui von Mises și a lui Rothbard, și pentru a se diferenția de cei care își spuneau liberali, deși nu prea erau liberali în SUA, își vor spune libertarieni. Iar a treia direcție era cea tradiționaliștilor, acelor care puneau individul înaintea individualității și a etatismului, evident, folosindu-se de premiind, scoțând în față preceptele morale. Cărca ar putea fi cumva încadrată în a treia categorie. Cartea sa din 1953 a dat un imbold tuturor celor trei direcții să colaboreze și, în plus, a dat respectabilitate intelectuală. Până la această lucrare, conservatorul era văzut ca o persoană nu foarte inteligentă, the stupid party, cum a numit Stuart Mill pe Partidul Conservator din Marea Britanie. Dintr-o dată, cu cartea lui Kirk, s-a demonstrat, sau a fost scos la suprafață, că există o tradiție intelectuală conservatoare. În acest volum, sau direcțiile, după cum spunea domnul Șoimar, acest volum scoate în evidență gândirea mai multor personaje din secolele 19 și 20, de la începutul secolului 20. Dar cei care sunt mai importanți pentru Kirk și care i-au cumva creionat conservatorismul sunt Edmund Burke, deja pomenit de domnul Șoimaru, și T.S. Eliot. De altfel, Eliot a fost și prieten cu Kirk, au corespondat până la, evident, moartea mai rapidă a lui Eliot, fiind mai bătrân. Ne-am adunat aici să auzim despre Kirk, conservatorism și darul creștinismului. Bun. Conservatorismul lui Kirk nu era o doctrină, nu era o ideologie. Kirk avea teamă de doctrinari și de ideologi. Pentru că doctrina nu era același lucru precum ideologia. Erau două lucruri diferite, dar ambele erau periculoase. Bineînțeles, ideologia mai periculoasă decât doctrina. De aceea, Kirk nu a scris despre conservatorism în mod ordonat. Cele 10 principii care pentru unii dintre voi sunt cunoscute, au fost prilejuite de apariția unei cărți care i-a fost cerută în campania lui Barry Goldwater. A fost în anii 60. Au fost primele și a fost prima și singura dată când Kirk a enumerat niște principii. Cele două elemente, cele două
concepte esențiale pentru conservatorism din punctul de vedere al lui Kirk au fost imaginația morală și lucrurile permanente. Ambele concepte nu au fost denumite sau inventate de Kirk, ci au fost preluate și mediatizate la un nivel ridicat de Kirk. Imaginația morală a apărut prima dată în reflexiile despre Revoluția franceză a lui Burke și implică capacitatea unei percepții etici care să depășească aici și acumul, să depășească subiectivismul individului sau al unei epoci. De altfel, Kirk nu a fost prea de acord cu încadrarea lui sau a direcției pe care el o inspira în subtitulatura de conservatorism cultural sau tradițional. Pentru el ar fi fost mai potrivit denumirea de conservatorism imaginativ, dacă ar avea sens în limba română. Lucrurile permanente este un concept scos la lumină de T.S. Eliot, pe care din nou Kirk l-a popularizat. Și lucrurile permanente descriu acele obiceiuri sau instituții care au făcut dovada validității în ciuda secolilor sau a societăților diferite pe care le-a cunoscut omenirea. De altfel, în 1957, Kirk a avut o dezbatere la societatea Mont Pelerin din Elveția cu Hayek. Unii dintre voi s-ar putea să știe că Hayek a scris un articol De ce nu sunt conservator? În cadrul aceleiași conferințe, un articol după o dezbatere publică, în cadrul aceleiași conferințe, Kirk a răspuns cu de ce sunt conservator. Și ceea ce este important de reținut în acel text este că Kirk spune că preferă lucrurile cunoscute celor necunoscute. Răul verificat celui neverificat. Sau, și cu cuvintele lui, diavolul cunoscut celui necunoscut. Aceasta nu însemna pentru Kirk că totul trebuie înghețat, totul trebuie ținut în loc. Ci însemna că se conservă prin schimbare. În sensul că atât conservarea, cât și schimbarea, atât continuitatea, cât și progresul sunt necesare. Însă, progresul de dragul progresului, progresul cu P mare, trebuie mereu filtrat printr-o înțelepciune ce s-a acumulat de-a lungul generațiilor trecute. Kirk zicea că noi nu suntem decât niște pitici pe umerii unor giganți. Giganții fiind cei dinaintea noastră și nu în mod fizic, ci la nivel de experiență și înțelepciune pe care au lăsat-o, fie prin viu grai, fie în special prin scris în ultimele două secole. Înainte să dau cuvântul domnului Baconski și pentru a face introducerea, Kirk a fost unul dintre conservatori, vreau să mai precizez că Kirk a fost unul dintre conservatorii care au premiat creștinismul, deși în sensul că l-a apărat în scris și în special catolicismul. Deși nu s-a născut într-o familie de
practicant, deși nu a practicat vreo religie până când s-a convertit la catolicism, la mijlocul anului 60, a fost chiar un sceptic din acest punct de vedere. Cărcă era de părere că civilizația există doar acolo unde cultul a reușit să se organizeze. Instituțional, bineînțeles. Și că civilizația noastră, euroatlantică, există pentru că creștinismul a reușit la un moment dat să-și dea o organizare instituțională. În continuare voi da cuvântul domnului Baconski și știu sigur că nu am fost foarte explicit, am făcut trecerile rapid. La sfârșit, când va începe dialogul, dacă vor fi întrebări mai punctuale, voi încerca să explic perspectiva cărchiană asupra conservatorismului și a civilizației într-un mod mai clar. Mulțumesc! Bună seara tuturor, se aude? Da. La mulți ani, mulțumesc pentru prezență. Mi-aduc aminte că în romanul lui Saul Bellow, Ravenstein, la un moment dat profesorul acesta pe care Bellow îl demolează în parabola lui, comite o erezie impardonabilă. Ia masa cu T.S. Eliot și bea Coca-Cola. S-ar putea deduce de aici că un conservator e cu adevărat antipatic, pentru că în preajma lui nu poți face nimic din ce faci oricum. Trebuie să te abții, trebuie să te corectezi, trebuie să-ți verifici cravata și ținuta în general. Ori, cred că și ce a spus Remus satisfacează un pic ce v-am propus să vă transmit, și anume că trebuie să ieșim, apropo de conservatorism, din această percepție falsă. Conservatorismul suscită la stânga foarte multe antipatii. E normal. Arena globală a ideilor are și o componentă ideologică, partizană, conflictuală, polemică. Firește că oamenii se identifică cu o anumită viziune ideologică a lumii. Acea ideologie se substituie gândirii critice, sufocă până la urmă libertatea intelectuală și începe să pună în mișcare de jur împrejurul nostru persoane care cred că dețin certitudinile ultime, care nu-și mai examinează nici măcar periodic propriile convingeri și care, bineînțeles, participă la aceste cruciade ideologice tot mai opositoare și mai sterile. În cadrul la care mă refer, conservatorismul, o presă proastă făcută dinspre stânga liberală sau social-democrată sau chiar socialistă și comunistă, pentru că e ușor să-l caricaturizezi, mai ales pe un fond de ignoranță crescândă. Astăzi, deși, cum spune Margaret Iosonar, trecutul e majoritar, tindem să credem că lumea a început alaltă ieri și că orice studiu serios nu poate avea în bibliografia lui anexată referințe mai vechi de 3 până la 5 ani. S-a născut o atmosferă dedicată, frenetică, acestui cult al prezentului, pentru că până în alta prezentul bun sau rău e ceea ce avem la îndemână a simțurilor noastre și că ceea ce poate fi mai degrabă organizat, ceea ce ne ajută să scăpăm de anxietăți, de angoase, de frica de necunoscut și, prin urmare, societatea contemporană e adâncită complet în această fascinație pentru ce e nou. Așa că tot ce e vechi poate să dispară. O prostie mai mare decât asta e greu să formulezi și totuși ea e monedă curentă. Dacă ne gândim și ne examinăm contemporanii, vom vedea că, din conformism, majoritatea sunt cu spatele la trecut, ignorându-l suveran, disprețuindu-l, reducându-l la câteva stereotipuri, cum ar fi cel despre evul mediu întunecat, nu-i așa? Și
ca atare e ușor să caricaturizez pe cel care își asumă o perspectivă conservatoare. Și tocmai de asta, dată fiind evidența că gândirea conservatoare are de partea ei toată tradiția libertății din gândirea occidentală, avem argumente, ar trebui să intrăm mai des în jocul acesta polemic, ar trebui să predicăm nu doar celor deja convinși virtuțile înțelepciunii conservatoare, ci și dialoguri, să zicem așa, cu cei care, fără să-l cunoască, îl ridiculizează. Deci, conservatorismul la noi, ca atâtea alte lucruri, nu prea are rădăcini. Sigur că partida conservatoare în România modernă, partida proprietarilor, moșierilor, în conacele lor, în stil Pavel I din Moldova sau pe unde mai erau cazați, și-a dat duhul după primul război mondial, când Pepe Carp și colegii lui au aruncat prosopul, se opuseseră reformei agrare, susținută de liberali. Reforma agrară a fost prețul pentru care țărănimea îmbrăcată în uniformă militară și trimisă pe fronturile conflagrației mondiale acceptase să meargă acolo. La întoarcere ne-a dat pământ. Au pierdut, au încercat să se reformeze pentru aripa lor, după care au mai avut un ultim cântec de lebă de intelectual prin câteva apariții notabile, editoriale, dar cam atât. Deci, cel puțin 80 de ani, 100 de ani, despart de ultima formă via conservatorismului politic în societatea românească. E normal să n-ai de unde să-l apuci. E normal să fii un mare necunoscut, un străin. Trebuie deci să începem prin a traduce clasicii și ștafeta lui Russell Kirk a fost magistral preluată în cărțile lui Roger Scruton. Îi traducem, îi explicăm la catedrele de științe politice, încercăm să dezbrăcăm aceste opere clasice de carcasa lor erudită și descurajantă și să ajungem la publicul mai larg cu câteva principii și valori conservatoare care cu siguranță că au o capacitate de-a dreptul terapeutică și foarte riguros orientativă în harababura contemporană. Russell Kirk nici nu știu dacă a fost tradus cu acest opus care i-a pavat drumul spre intimitatea puterii câtorva președinți republicani. Dacă The Conservative Mind a fost tradus. E o excelentă istorie a ideilor pe autori și teme. Bineînțeles, o istorie a ideilor moderne, adică a ideilor care s-au opus în fel și chip efectelor intelectuale ale iluminismului și tot ce ținea de galopul spre progresul accelerat în mod artificial pe care Revoluția franceză l-a declanșat cu avataruri din ce în ce mai toxice, așa cum am putut constata unii și pe pielea noastră, prin totalitarismele gemene din secolul trecut. Deci traduceri, adică împrieteniri cu acești autori pe care Russell Kirk i-a citit, care i-au modelat universul personal, care l-au inspirat în această sinteză și care i-au educat simțul modestiei și al moderației, care sunt specifice etosului conservator. Conservatorul nu are aroganța naivă de a se crede primul om inteligent în istorie, așa cum fac foarte mulți dintre reprezentanții entuziaști ai stângii intelectuale.
nu își propune decât să reformeze pentru a conserva, cum spunea Edmund Burke. Își propune să acționeze pe pași mici. Nu crede că dacă ceva e bun trebuie aruncat la coș pentru că nu mai e de actualitate, întrucât așa am stabilit. Consideră că tot ce am moștenit ca experiență umană a generațiilor precedente a decantat o înțelepciune colectivă esențială pentru supraviețuirea speciei. Nu e o chestiune de capriciu intelectual, de modă, e o chestiune de o tehnică de conservare a familiei, a comunității religioase și naționale, care dau sens propriei tale vieți individuale și fără de care ești un om fără rădăcini, fără orizont, fără memorie și fără perspective. Deci, până la a fi baza ideologică menită să inspire politici publice în republicanismul american, the conservative mind este o forma mentis, o formă de înțelepciune practică care te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ, realist, imun la sirenele utopiei și ale diverselor apocalipse anunțate și provocate periodic de acest neastâmpăr uman care îl face pe individ să se supraestimeze și să considere nu doar stăpânul neglijent al naturii, ci și demiurgul propriului său destin. Conservatorul înțelege că, într-un sens sapiențial, profund, vorba ecleziastului, nimic nou sub soare, trebuie luată literal. Nu în sensul că formele nu se înnoiesc, nu în sensul că orizontul cunoașterii nu se extinde și se aprofundează, nu în sensul că putem nega evoluția de la simplu la complex, în istoria instituțiilor sau a tehnologiilor pe care le utilizăm. Ci în sensul că, esențialmente, dacă vreți, suma viciilor umane e constantă, condiția noastră de ființe defectate ontologic nu a fost reparată fundamental și, prin urmare, suntem mișcați de aceleași patimi, ispitiți de aceleași isuri, inclusiv acela de a ne autodistruge, într-o specie care nu își poate conserva umanitatea dacă nu se delimitează permanent și conștient de divin, de tehnologic și de regnul animal. Cred că aceste lucruri ar trebui să fie terapeutic difuzate la o scară socială mai mare către millennials. Copiii mei sunt millennials. Și ai dumneavoastră, inevitabil. Sau pe acolo. Se tem de viitor mulți dintre ei. Se simt foarte confuzi. Sunt în aceeași secundă expuși potențial la toate evenimentele care au loc în lume. N-ai cum să-ți păstrezi în aceste condiții serenitatea și nici privirea limpede. Dacă ei ar depăși această superstiție legată de faptul că trecutul nu conține decât discriminări, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului și forme stupide de gândire primitivă, și dacă ar înțelege că adevărata vocație creatoare a fiecare noi generație umane este de a prelucra această uriașă moștenire și de a prezerva nucleul ei de înțelepciune inoxidabilă, atunci și millennials ar putea să stea mai bine în propria lor existență, să se conecteze unii cu alții cu mai multă încredere către un viitor pe care îl pot fabrica și trebuie să-i dea un contur. E lecția oricărei generații. Din ce e făcută substanța generației tale? Până la urmă, la noi, care am fost expuși unor momente de cotitură dramatice, precum căderea
regimurilor comuniste, am putea spune, suntem generația tranziției, nu? De la abisul totalitar către un soi de democrație ezitantă, dar pe care de bine de rău ne căznim să o prezervăm, nu? Suntem conservatori și în raport cu așteptarea noastră de a trăi într-o democrație. Ori, nu știu ce va defini generația lor dacă nu se cuplează seren, poate și cu un pic de snobism al contratendinței, la marile repere ale gândirii conservatoare. Există și o mare doză de ipocrizie, adică un conformism al nonconformismului care a devenit mainstream. Toată lumea e nonconformistă. Deci nonconformismul e banal și cu totul neatractiv în condițiile astea. Fiecare avem dreptul să fim puțin cel mai original de atât, să ieșim din rând, nu? Ori conservatorismul ca tradiție intelectuală e plină de tipi rafinați, puțin mizantropi pe locuri, destul de lord-like, foarte distanți, extrem de bine educați, de politicoși, pentru că știau foarte bine ce apără și pentru că, în general, cu mici excepții, ieșeau din clasele privilegiate. Acum, sigur că, așa cum spunea Renus, Russell Kirk a luat ascensorul social al vestului american și a ajuns de foarte jos, foarte sus. Da, totuși e o excepție. Că nu există o contradicție internă între conservatorism ca mentalitate și modernitate, ne dovedește odată în plus viața și opera lui T.S. Eliot, care a fost pontiful prin The Wasteland a poeziei moderne. Și un mare conservator. Un alt poet de frontieră în Franța secolului XIX, Charles Baudelaire, pe numele lui, a fost extrem de conservator în estetică. Citiți nu doar diatribele antibelgiene, ci și cronicile de teatru sau de expoziții plastice. Și să vedeți că, practic, Baudelaire, marele experimentator iconoclast și rebelul care e gata să detabuizeze orice temă, gândea, de fapt, ca Joseph de Maistre. Era un amic clandestin al vechiului regim. Deci, să ne redevenim nuanțați, să ne reinstalăm în percepția realității noastre istorice contemporane cu lentila acestei vaste galerii de spirite geniale, pentru că acum, sigur, Tocqueville e anexat și de gândirea liberală, nu? Mai cu seamă, dar eu l-aș pune tot acolo. Până la urmă, acești oameni și-au văzut după Burke, care într-adevăr a avut prioritate în materie de luciditate intelectuală, au văzut că Revoluția franceză nu își poate ține promisiunile. Despre asta e vorba. Au văzut-o înainte ca alții să insiste și să ajungă la comunism și nazism. Au văzut-o la timp și au tras un semnal de alarmă care putea fi ascultat. Poate că semnalul de alarmă al trezirii conservatoare trebuie ascultat și în societatea noastră. Nu de alta, ci de dragul nuanțelor și de dragul unui survival kit ceva mai bine fasonat în vremuri care nu se anunță foarte senine. Nu trebuie să devenim pesimiști din punct de vedere istoriei. Istoria nu va fi nici mai bună, nici mai rea. Va fi. Nu știm din ce-i făcut viitorul, cu atât mai mult avem interesul să ne adaptăm lui și provocărilor lui cu mijloacele înțelepciunii moștenite. O să ziceți, nu mai caută nimeni înțelepciunea. Mă îndoiesc. Nu poți găsi echilibru psihic nici la psihoterapeuți, nici la diversi guru, vraci, prezicători, cititori în stele, influenceri, blogări,
tip care vând rețete ale fericirii în 5 pași, în 10 formule, nu ține. E clar că lucrurile astea sunt monedă calpă și că avem nevoie de un grund, de o, ceva, the real thing, ceva solid, ceva... E, acest ceva solid e de căutat acolo unde vă îndemnăm. Eu nu fac acest oficiu cu vreun titlu partidic. Nu mă mai interesează politica și nici nu voi mai fi implicat în politica partizană din România. Văd mai degrabă necesitatea noastră de a strânge rândurile, nu în mod stupid naționalist, în stil neocomunist, neonațional comunist, ci într-un stil de respirație mai generoasă, care incorporează luminile acestea intelectuale ale adevăratei filozofii politice occidentale, care e o filozofie a libertății, dar care este în același timp și încă necunoscută. Nu doar Russell Kirk n-a fost tradus și predat, nu i s-au dedicat teze de licență, măcar dacă nu de doctorat, dar de fapt toți clasicii civilizației libertății au fost ocultați, cenzurați, scoși din circuitul ideatic și academic în România de peste 70 de ani. E o cezură uriașă, trebuie să admitem acest lucru. Sigur, două, trei edituri în jurul unor nuclee de intelectuali care, poligloți fiind și poate ceva mai mobili, poate chiar înainte de 89, au auzit de unul de altul, au început să-i traducă, dar adevărul este că decorul mental al românului mediu e complet lipsit de aceste repere. Suntem desincronizați cu Occidentul și din acest punct de vedere, dar nu este iremediabil. Și mi se pare că aceste mici întâlniri față în față sunt instructive, ne pun pe gânduri. Ne ajută să ieșim din acest stereotip facil al conservatorului retrograd, care urăște progresul, care nu înțelege că lumea se schimbă, care crede că utilizarea tehnologiilor moderne, a culturii internetului și a erei digitale sunt monopolul hipsteresc al unor tip ceva mai abili, mai înzestrați. Eu sunt un conservator ultra-avangardist în materie de tehnologii. Cred că mă laud că din 91 îmi scriu zadarnicele reflecții pe un laptop și că, de fapt, sunt perfect adaptat la mediul tehnologic al secolului 21, rămânând și devenind din ce în ce mai nuanțat, sper eu, în opțiunea mai conservatoare. Vă mulțumesc și dăm drumul la o discuție, dacă ce v-am spus v-a inspirat. Mulțumim foarte mult. Domnule Panconsc, vreau să ne spuneți puțin despre motivația de ce a fost această carte. Da. Înainte de a avem mai multe întrebări, dar poate ne spuneți puțin despre carte și... Da, nu uitați că la urmă puteți să o luați de acolo și da. Domnul Bacuscu vă vezi și într-adevăr, cred că după ce toată lumea va fi uitat cu tot cu arhivarii, mica mea agitație pe scena diplomației românești, care m-a ocupat totuși grosul părții fertile a vieții mele, am fost și am rămas un scriitor. Asta e totuși activitatea care mă bucură cel mai mult. Să cultiv limba română, să trec prin textele mele idei importante, sper eu, către un public mai larg, începând cu cel deja educat și cu apetitul de lectură exersat. Deci, deși mă persiflez adesea ca grafoman incontinent, deși îmi reproșez că am scris cam prea mult și asta deranja deja pe Leibniz, care spunea că era sătul de acest munte de cărți care continuă să crească, zicea el. Da, fără cărți suntem cu adevărat handicapați în fața istoriei pe care deja am produs-o.
E una complexă, e una unde ai nevoie de o, de o busolă permanentă. Și busola asta e pentru mine în bibliotecă și în cărțile pe care le scriu. Sunt un adept fără alternativă a fragmentarismului postmodern, a tradiției postmuceene. Nu mai face nimeni sistem azi. Nu mai are nimeni timp să citească ontologii, tratate de ontologie de 1000 de pagini sau, nu știu, ceva de felul științei logice a lui Hegel. Azi zapăm și citim eseuri. Cel puțin e formula care, după ce m-am încordat pentru o teză de doctorat, a devenit definitorie în ce mă privește. Iar temele mele de reflexie se regăsesc și în această carte, pentru că sunt recurente, sunt obsesive. Cum să devină respectabil o temă care nu te bântuie? Trebuie să nu te lase în pace, să nu consider că, să nu-ți permite să spui te-am rezolvat, acum știu tot, sau acum am închis subiectul. Și bineînțeles că e și aici o colecție de eseuri recente pe teme legate de șocul dintre creștinism și tradiția creștină și secularizare, despre dificultățile populiste ale democrației și chiar un eseu mai lung, care e de fapt o carte abandonată, la sfârșit, despre triumful mediocrității în lumea actuală. Aveți un capitol și despre Viorica în acel... Să știți că, deși pot fi acuzat și de name-dropping, totuși citesc altfel de nume. Adică nu am plăcerea imediatului. Sunt totuși un Platon, un tip care s-a obișnuit să contemple lucrurile printr-o lentilă de safir. Da. Q&A, nu știu. Da. Foarte interesant. Vorbeam la început cu domnul Vaponski și spuneam că e așa dulce, acășor, că ar trebui să fie un moment deosebit și mă amintesc, calculam eu când România a venit parte a UE, o să vină ziua în care România o să aibă președinția rotativă la Consiliul UE. Dar nici în gândurile mele cele mai negre și eu uneori pot să fiu și mai așa mai negativist, nu am gândit că o să fie așa de trist. Iar domnul Bacunzi, nu știu, sper că nu mi-e doi politici despre asta, a zis că s-a bucurat că atunci când a primit invitația, că a avut un motiv real și motiv să nu fie acolo în seara asta, ci să fie cu noi și da, mulțumim. Da, dar asta era o conversație privată. Mă rog. Conservatorii sunt foarte atenți la frontiera între public și privat. Da. Dar oricum noi ne bucurăm că suntem aici și chiar dacă ne supără lucrurile astea publice, credem că sunt lucruri permanente care contează. Și indiferent cât de mult ne, cum se spune, acest tăvălug al știrilor 24 de ore și comentarii și ultima postare răcutare și ultima răspunsă răcutare, sunt lucruri care transcend aceste lucruri. Și nu ne referim, bineînțeles, la valorile familiei, la valorile creștine, dar și la valorile despre care Burke, John Adams și ceilalți gânditori invocați aici le-au avut. Două întrebări, care fiecare în sine poate să fie o temă de dezbatere și o să le spun acum și apoi o să mă gândesc puțin pentru răspuns concentrat. Pe de o parte, e această temă de 25 de ani, unii care spun, există, se poate în spațiul românesc, care este majoritar ortodox, ca ideile conservatoare creștin-democrate să aibă rădăcină și o formă politică credibilă sau Vatican II și tot ce înseamnă merge în spațiul respectiv, în spațiul eticii protestante sau în spațiu așa, dar la noi e cu totul altceva. E o discuție și am scris despre lucrul ăsta, sunt în care să vă gândiți puțin la lucru, să ne spuneți, mai ales că se discută și acum în România. Nu doar noi cei de la Trenoa, dar și alții se întreabă, dom'le, cum am putea să îmbinăm într-un mod fericit? Și am văzut că în carte a scris despre lucrul ăsta, despre cei care prin fapte dovedesc credința lor. Ce se poate? A doua întrebare, mai ușoară ca prima. Este asta. Este blestemat orice încercare de proiect politic activ care să îmbine valorile creștine și patriotice să ajungă tot în zona mișcării legionare? Există unii care consideră că, având în vedere
Că indiferent mai încercat să reasamblezi, tot cam pe acolo s-ar duce, pentru că așa este gândirea. Sunt foarte mulți care consideră că și astăzi filonul creștinilor, de exemplu filonul cel care au anumite poziții, au simpatii de acest fel. Cum ne ferim să ducem inițiale așa? Dar înainte vă dau ocazia să răspundă aceste două întrebări. Aș vrea să dăm ocazia la doi participanți să ne spună și ei, dacă vor să ne spună ceva despre această întrebare. De ce pare conservatorismul antipatic? Domnul Gusti și domnul Uncu, dacă vreți un minut, două, să ne spună așa chestiune. De ce pare conservatorismul antipatic? Poate lor nu le pare de chestiune. Exact asta vreau să spun. Am văzut că domnul, amicul nostru, cum domnul Papa Hagi, când a lansat, a zis, dar mie nu-mi pare deloc antipatic. Este loc antipatic. Dacă vreți așa o scurtă intervenție și apoi domnul Baconski să abordeze cele două întrebări și apoi o să continuăm cu alte întrebări de sală. Vă rog, domnul Gusi, domnul... Te rog, da. Poți să vii și aici în față sau cum te simți mai bine? Sau poți să-ți amin? Microfonul este aici. Nu mulțumesc deloc pentru provocare. Cineva ce pe neașteptat. Mă rog că e o întrebare. Dar o să vezi de o reflexie pe care am văzut-o ascultându-vă la început. Iar viața e următoarea. Mă gândesc că toată această tradiție conservatoare, care evident nu e neapărat legată de spațiul european sau anglosaxon, oricum, însă a avut dificultăți să răspunde unui orizont de așteptare a intelectualității române. Vorbim de partid conservator care nu avea o ideologie propriu-zisă, avea niște interese, era un pragmatism, sigur că avea o viziune despre lume, care de astfel, dacă o citim acum, o vedem destul de liberală, în sensul că era orientată spre proprietatea privată, etc. Dar asta era legat de faptul că oamenii erau conservatori pentru că erau, să zicem, elitiști, dar controlau o serie de puteri, nu? Puterea economică, puterea politică, mare parte, etc. Deci, conservatorismul lor era unul spontan. Și întrebarea e de ce ideile conservatoare azi par atât de rupte de contextul românesc. Și e evident că primul răspuns este pentru că n-ai ce să conservi, pentru că postcomunismul a fost o luptă de a ne dezbăra de un trecut de care n-am putut să ne rupem. Și încercarea de a reface o continuitate, sigur, a fost extrem de dificilă. Dar al doilea motiv pentru care cred că avem acest sens al antipatiei, să zicem, vine din faptul că e clar că un partid politic conservator azi e de negândit. El pur și simplu, pentru că nu este secretat de actuale elite economice, etc., el nu poate fi posibil. Nu niște intelectuali fac un partid. Fac niște oameni care au aceste interese, au niște resurse, apoi pot aduna în jurul lor, din cauza valorilor lor spontane, reușesc să adune și o formă de a gândi conservatorii în spațiu românesc, nu știu, francez, etc. Adică totul e legat de un context. Deci, pe de altă parte, și o să termin, pe de altă parte, aceste idei conservatoare cred eu că sunt extrem de utile pentru a intra în mixul de, nu numai de dialog, de interpretare a realității românești. Ca să zic așa, ideile conservatoare azi cred că sunt valoroase nu pentru a fonda sau pentru a ajuta un partid politic, dar sunt extrem de valoroase pentru a ajuta o gândire, la o analiză a realității românești, europene. Deci, în această dezbatere, se spune dezbatere de idei, dar e demonetizată aproape formula, în această încercare, pur și simplu, care e intelectuală, e la nivel chiar de cercetare, pentru a înțelege prezentul, pentru a înțelege istoria, ai nevoie și de acest filon. Nu numai de el. Deci, eu cred că și de aceea toate partidele de centru-dreapta europene și nu numai, sunt toate un complex de curente în care există o dimensiune conservatoare, una liberală, etc. Ele nu mai există. Chiar dacă fiecare poate să țină mai degrabă la o dimensiune dintre acestea, ele, de fapt, trăiesc într-o simbioză. Și cred că asta e foarte important. Politic trebuie găsită această simbioză, iar din punct de vedere intelectual, cei care sunt purtătorii acestei doctrine, consideră ca o
consideră ca principala doctrină, ei trebuie să sunt foarte importanți mai degrabă în dezbaterea intelectuală, academică, decât în dezbaterea propriu-zis politică, pentru că ei, la nivel public, pur și simplu nu se pot face înțeleși. Și o să mai adaug ceva, pentru că domnul Babonski a amintit foarte pe scurt această dimensiune a progresismului ca element de interpretare a trecutului. Dacă progresismul mult timp era orientat către utopii, vedem acum că el în mare măsură se hrănește dintr-o formă de interpretare a prezentului și mai ales a trecutului. El trăiește din asta, trăiește din capacitatea de a-i convinge pe ceilalți că trecutul a fost într-un anumit fel. Și atunci, paradoxal, există acum o tradiție, să zicem, progresistă, să zicem de stânga, o tradiție foarte legată de o anumită interpretare a trecutului și, și mai multă, sau o tradiție legată de interpretarea istoriei așa cum s-a scris ea cumva, fără a utiliza toate temele prezentului pentru a judeca și rejudeca la infinit trecutul. Și cred că din cauza asta lupta de idei este, și aici cumva și tărâmul meu mai mult de competență, lupta de idei e o luptă între memorii și în mod permanent, în momentul în care o anumită dimensiune a memoriei câștigă, a câștigat și acea idee. De fapt, ideea, și atunci în mod paradoxal, și progresismul se bazează totuși pe trecut. El spune, dacă în trecut anumite, știu eu, regimul s-au dovedit într-un anumit fel, atunci regimul de mâine trebuie și el să se asemene cu acele regimuri care au fost bune. Deci lupta este pe această interpretare a trecutului mai mult decât pe o utopie pe care azi, cred că numai această utopie tehnologică mai poate fi credibilă. Dincolo de acestea, avem această luptă între elemente de trecut. Am putut. Mulțumesc foarte. Aprovazut, inclusiv amicul nostru Buzi, spune că ideile conservatoare creștine nu pot trebui să dau un vector politic actual. Domnul, vă rog. Bună seara! Se aude? Bună seara! Am să-i răspund prietenului meu, Alexandru Gusin, domnul profesor, bună seara, domnul profesor, cu o singură remarcă, după am să răspund întrebări. Din punctul meu de vedere, progresismul nu se raportează la o tradiție, ci la tot la o utopie. Progresismul care în momentul de față să face ravagii în Europa cu precădere occidentală și începe să mijească către Europa răsăriteană, se are extracții ale școlii de la Frankfurt, o utopie filozofică, excepțional de bine pusă la punct, începutul anilor, mă rog, sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, nu am să-i zic acum în istoria școlii de la Frankfurt, și care previziona un viitor la fel de utopic precum viitorul pe care actualii progresiști, extrăgându-și esența din școala de la Frankfurt, îl previzionează pentru noi. De aceea nu cred că putem, cu tot respectul pe domnul profesor, să ne raportăm în ceea ce privește progresismul la o formulă de tip tradiționalist, vezi, Doamne, și la o raportare a trecutului și a memoriei ideilor. Da, este o memorie a ideilor, dar în cadrul, în speță, ne referim la o idee născută moartă. Iar viitorul să ne demonstreze. Și aici putem polemiza chiar și în mediul public. Acum, ca să răspund întrebării, deci antipatic, deci mie nu mi-este antipatic deloc. Deci pare multul asta e de percepție, clar că pune percepție. Păi depinde cum ne poziționăm, în ce grup de interes al spațiului public ne poziționăm. Pe mine nu mi-este antipatic, cu siguranță, sau nici măcar nu-mi pare antipatic, din contră, iubesc conservatorismul, dar mi-este îngrozitor de antipatic modul în care stânga privește conservatorismul și se pare că este antipatic, este cu totul altceva. Și de aceea tema pe care noi ne-am propus, sau domnul Babonski a antamat-o, a trebuit să lămurească această chestiune. Din ce postură privind conservatorismul, așa fiind să ne se pare simpatic sau antipatic? Pentru că evident că din postura stângii este complet antipatic. Și asta este o mare problemă. Dar aici mai apare o chestiune pe care vreau să o și cu asta închei, pe care vreau să o subliniez. Conservatorismul, așa cum a spus domnul Babonski, și antevorbitorul, într-adevăr, el nu este o ideologie. Nici nu și-a propus poate să fie o ideologie, pentru că nu are cum să fie o ideologie. Conservatorismul este un set de valori și principii care au fost extrase din analizarea realității obiective. Russell Kern, Burke și toți cei mari, Milton Friedman, inclusiv sistemul economic introdus de Ronald Reagan în Statele Unite, Reaganomics,
Pe ce s-a bazat? Pe observarea obiectivă a realității și găsirea unor soluții la fel de obiectivă la realitatea existentă. Ce fac celelalte și, în general, ideologiile, nu celelalte, ci ideologiile? Ideologiile sunt artefacte. Ele sunt niște idei de laborator gândite de 2, 3, 4, Marx, Engels, da? Adorno și așa mai departe, pe care ele transformă într-un speech public inserat în zona academică, unde se spală creierul, iertați-mi duritatea, tinerilor studenți, ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite după 1933, când Hitler a venit în Germania la putere și toată școala de la Frankfurt a zburat către Statele Unite și a populat toate marile universități americane. Și acum ne-am trezit că ne-am nimerit că progresismul american e cel mai puternic. Asta fac o paranteză. Deci, el este singura formulă, după părerea mea, și cea mai frecventabilă de a înțelege și interpreta realitatea. El, pentru că ea nu se bazează pe idei preconcepute, pe artefacte de laborator, care apoi să fie băgate pe gâtul oamenilor. Mulțumesc, domnul. Înainte de a revină domnul Bacoschi, aș vrea să întrebăm pe Remus Tănase, dacă l-a întrebat și domnul Bacoschi, există vreun proiect unde mers de traduce această carte deosebită a lui Russell Kirk românește, The Conservative Mind, mintea conservativă? Există sau ce? Mentalitatea. Mentalitatea. Da. Din câte știu eu, nu există. Și prevăd a fi un demers dificil. Kirk are o scriitură destul de greoaie. Dacă am izbutit să-l traducem pe Heidegger sau pe Deleuze sau pe... Derrida, cred că putem să ne... Va fi nevoie de un bun cunoscător al limbii engleze de secol 19 mai degrabă și un bun cunoscător al și un obiectiv, un nou obiectiv al științei politice pentru a interpreta... Deci tu te-a pus să o traduci? Că tu îndeplinești condițiile astea. Da, mulțumesc. Nu știu când o să mă... Când o să-mi fac vreo propunere. Cert este că, din punctul de vedere, stăm foarte rău. Sunt țări la care nu te-ai aștepta, precum Turcia, Brazilia, mai nou Italia. Brazilia, da? Da. Olavul de Calvario, da. Acolo care a făcut toate, după ce a făcut. Da, la, nu prin, spunem, nu... Nu el sau cele poporului. 200 de milioane de brazilieni au luat-o înainte. Chiar și Italia, la sfârșitul anului trecut, a tradus cartea. Dar Kirk este tradus în Italia din anii 90. Deci, stau mai exact la sfârșitul anului 80. Deci, mai avem de așteptat, eu am zis. Cu siguranță că este una dintre cărțile cele mai importante pe teme politice, care nu a fost tradusă în românește. Și apropo de traducere, de curând este din nou disponibilă pe librării în România despre democrație în America, lui Tocqueville. Mulți ani nu a fost găsit, dar cum se găsește din nou? Ștefan, l-a luat la librăria? La Diverna. Deci se găsește, apropo de o carte pe care, până se traduce Russell Kirk și doar acolo direct în engleză, în franceză, încercați despre democrația în America. Domnul Bacoschi, niște întrebări ușoare. Ce facem cu realitatea practică a ideilor acestora și cum ne ferim de măgărușul? Vă rog, mergem. Încă o dată, cred că bunii conservatori nu pretind obiectivitatea de care vorbea domnul Uncu, ci realismul, care nu-i tot una. Da, conectarea realității. Și dacă e să fim realiști, atunci vom fi primii care vom înțelege fenomenul de data asta și obiectiv de erodare a establishmentului politic. Vedem criza partidelor politice tradiționale, care se produce aproape în toate statele din Uniunea Europeană, din America și nu doar. Deci, întrebarea va fi dacă această erodare a centrului va lăsa loc doar pentru populisme de stânga și de dreapta, potențial foarte periculoase, pentru că populismul simulează realismul și îl simulează foarte bine, într-un mod plăcut urechii, ca să zic așa, într-un mod aproape muzical. Deci e un pericol
asta. Și întrebarea e dacă putem să, să aplicăm ceea ce aș numi înțelepciunea conservatoare unui proiect politic. Da, de ce nu? Dar în formula inevitabil combinată, complexă, de care vorbea și Alexandru Gusi. Pe ușa niciunui partid și pe laboratorul lui doctrinar nu mai poate sta o singură etichetă astăzi. Imposibil. Imposibil să nu fi intrat și gândirea politică și reflexia metodică asupra gândirii politice, prin știința, știința politică, în această fază, să zicem, de hibridare, de, de, de mă rog, un barbarism de complexificare, nu? La care ne invită realitatea, ca adepție realismului conservator, trebuie să vedem acest lucru. S-au fărâmițat partidele, tensiunea și dicotomia structurantă, dreapta-stânga, devine tot mai irelevantă, există o, un apel al realității care cere fiecărui partid sau grup politic un set de răspunsuri și de politici publice și de dialog mult mai larg, mai toate partidele sunt în această societate, pe de o parte centrifugală și holistică, obligate să fie partide catch-all. Nu mai avem partide de clasă, de categorii sociale etanșe. Bun, că și democrația postbelică a fost o voce politică, un vector al burgheziei europene, nu? Care, pe, pe care nazismul n-a reușit să o distrugă complet și care s-a refăcut prin acest proiect. Dar cine mai e burghez, cine mai e proletar, cine mai e mare proprietar, funciar sau altfel, azi, nu? Trăim într-o societate în care toți jucăm mai multe roluri, avem mult mai multe apartenențe simultane, combinăm diverse sensibilități și suntem reticenți față de angajarea pe, unică, pe, un, pe un unic drum. Și atunci când ne explicăm realitatea și atunci când votăm, de exemplu. Sau, vedeți cum lucrează aceste swing states în alegerile americane, vedeți cum de multe ori hai să zicem centru burghez și care ieșirea spinării în fața de mijloc, nu, în orice democrație funcțională, basculează sau oscilează. Așa încât, mai degrabă, valorile morale legate de mentalitatea conservatoare ar trebui explicate, puse în perspectiva genealogiei lor istorice, nu, și totodată difuzate, în, dacă se poate, și prin exemple personale, nu doar prin cărți minunate sau prin teorii politice sau prin, prin abordări etice ale unor realități abstracte. Conservatorul nu se îmbată cu apă rece și e fundamental un gentleman sau o lady. E persoana care, de fapt, cum spunea la Rochefoucauld despre Leonet Om, nu se pique de rien. Nu e un fanatic, nu e un doctrinar unilateral, nu e cineva care are o mentalitate de anarhist apocaliptic, care anunță sfârșitul lumii sau care vrea să arunce lumea în aer sau care, tocmai, e cineva care încă e capabil să vadă frumusețea creației lui Dumnezeu, natura ca pe o carte vizibilă, responsabilitatea morală față de resursele limitate ale planetei, etc., într-o formă nedogmatică. Nu e cineva care îți spune numai eu am dreptate, ci cineva care aduce și aduce și interlocutorul ideologizat și eventual fanatizat pe teritoriul realității imediate, așa cum o vedem, nu cum o visăm, nu cum decretăm în mod normativ că ar trebui să fie. Și întrebarea cealaltă, apropo de relația cu trecutul, cum reușim în contextul românesc să avem o mișcare filozofică de gândire, culturală, poate și politică, care să pună accent pe valorile creștine, pe valorile naționale, cum se spune, fără a ajunge la, la gândirea, la practici care au marcat urât anii 30 și 40 și mulți înțeleg și toate. Da. Știu că e subiect vast, dar... Acum, după referendumul pentru familie, s-a văzut un lucru. Bun. Un clivaj, să zicem. Și asta trebuie interpretat cum se cuvine. Nu triumfalist, nu defetist. Trebuie să vedem de ce s-a ajuns la rezultatul ăsta. Oricum, a ieșit la lumina
rate mediatice, un bazin de vreo 3-4 milioane de români atașați valorilor tradiționale, care sunt creștine în ce ne privește, să fie, nu sunt altele, asta e, poate nu le place tuturor, dar asta e realitatea. Și s-a pus și problema, acești oameni își fac un partid politic și așa. Eu aș vota un partid conservator, cu o tentă creștin-democrată. Un partid... Sper să vi-l putem oferi cândva în vot. Nu știu, eu aș vota un astfel de partid, dar problema este cum disociezi un conservatorism românesc transformat în proiect politic, suntem într-o democrație, fiecare are dreptul să se organizeze și să propună un mod de a guverna, nu? Până la urmă. Dar cum te desparți de legionarism și de putinism? Astea sunt cele două chestii care pândesc pășuniți și putinism, cum spunem noi, manifest. Bun. Deci, dacă un partid conservator devine vehiculul politic al unei atitudini anti-occidentale și care ne propune ca alternativă tradițiile despotice ale Asiei, e un eșec garantat și un mare pericol public. Dacă reușim un conservatorism politic pro-occidental, ba chiar apăsat pro-american, are votul meu în orice secundă. Și sprijinul meu intelectual atât cât îl pot furniza. Dar apele nu s-au limpezit. Și ce crezi că ar fi ca să se limpezeze? Sunt oameni care, uzurpă valorile creștine ortodoxe și ar vrea ca ele să fie un paravan sau o bază, și mai grav, pentru un revival, fie legionar, fie antioccidental. Nu? Asta nu-mi convine, asta e rău și de asta mă separ, din principiu. Dacă decantarea pe care o consider necesară și suficientă va avea loc, atunci cei 3 milioane de creștini, cu tot cu familiile lor tradiționale, au un spațiu de joc în democrația românească pe care nimeni nu îl poate închide. Adevăr, și asta este ideea că spuneam la un dat și într-o postare a grupului nostru că noi va trebui să lucrăm și să ne încasăm uneori și dinspre o parte și dinspre alta. Pentru că de o parte refuzăm tot ce ține de fesienism, de modul ăsta bazat pe clientelă, pe corupție, pe mediocritate, pe inversarea valorilor. Pe de altă parte, nu îmbrățișăm, să zic așa, ideile astea că totul ce e bun e de 30 de ani încoace sau din 58 sau 68 încoace de la mișcarea studențească franceză sau așa mai departe. Progresismul sau cum mai spun unii. Pe de altă parte, ne detașăm și de aceste idei care consideră că nu poți să fii patriot decât dacă ridici etnocentrismul la un rang. Domnul Bacoschi a fost galant ca de obicei, dar eu o să dau niște nume. Sunt unii care consideră că conservatorismul e într-un chipat de domnul Dan Puric sau de ăsta acum mai nou, nici nu merită să-i pomenesc numele, cu un partid nou care e interesant, care are aceeași temă ca Armata Rusă. Domnul ăsta care era cu România 3-0 și pe cea. Sau, și trebuie să navigăm. Deci drumul pe care ne-l asumăm intelectual, politic, sunt câteva pericole. Și de asta e important ca repere intelectuale, gânditori, oameni de acțiune, împreună să creionăm acest drum al mișcării conservatoare, creștin-democrate românești. Aș vrea acum să avem câteva întrebări din sală. O să vă rog să fiți cât mai la obiect și dacă aveți întrebări pentru Remus Tănase și pentru domnul Baconschi, vă rog, te rog aici. Vorbește tare ca să se audă. Bună seara, Sorin Ciobanu este numele meu. Sunt ca persoană conservator moderat, ca orientare politică creștin-democrat. Am mai mult o afirmație decât o întrebare, apropo la ultima temă. Cred că pentru a nu cădea nici în partea legionară și nici în partea putinistă, soluția ca deapte pentru toate problemele din România este educația. Și cred că această educație trebuie făcută atât la nivelul de masă, cât și prin menționa ce înseamnă școală și sistemul de învățământ din România, dar și prin ce înseamnă bisericile creștine din
în România. Și trebuie spus foarte clar că dacă te consideri creștin, nu poți să fii de acord cu crima. Și că în momentul legionarii, și mișcarea legionară a fost o mișcare criminală, care a produs crime împotriva cetățenilor României, și nu poți să fii creștin, să-l susțin pe Putin, care uzează de tot felul de modalități, și am văzut ce s-a întâmplat cu foștii spioni și cu ceilalți care sunt împotriva lui, asasinați în plină stradă, fie la Moscova, fie în Londra, fie în altă parte. Și atunci, cred că opoziția asta față de crimă arată foarte clar care este drumul de urmat. Așa că dacă ești creștin și dacă ești conservator, nu poți să fii de acord cu asta și cele două se exclud din stat. Da, dar interesant, apropo de asta, sunt unii că i-am întrebat, domnule, dar cum rămâne cu faptul că Zelea Codreanu a omorât prefectul de Iași? Nu că nu ea n-a făcut asta, că nu e clar. Și că în vremuri, în vremea aceea, PNL au omorât mai mulți oameni decât mișcarea regională. Deci oameni educați, niște, există niște, apropo de rescrierea istoriei și cum se reîncearcă, și sunt niște nuanțe importante aici. Luciana, vrei să pui ceva sau să întreb ceva? Am o întrebare. Te rog. Și apoi în spate, acolo... Da. Lucian Vădănescu, sunt... am sentimentul că un motiv pentru care conservatorismul pare antipatic și mie uneori nu este recunosc, este și din cauza vocilor isterice din partea unor conservatori. Și întrebarea mea este, cum reușim să facem să se audă mai degrabă vocea decentă a conservatorilor? Până la răspunde domnul Baconschi, eu zic, asta ce vrei să facem, nu doar în seara asta, când am avut dialogul cu domnul Aligică, cu domnul Canomir, încercăm să vedem contexte în care valorile bune și oamenii care le pot transmite bine. De asta îl invit pe domnul Gusi să fie, să comunice, pentru că sunt oameni. De asta, domnul Baconschi. Da. Așa e, în primul rând că extremismul duce la crimă, n-are cum să nu ducă acolo. A dus de prea multe ori ca să ne așteptăm la o excepție și să îl legitimăm în felul ăsta. În al doilea rând, și din punct de vedere fizic, urletul se aude mai repede și mai departe decât șoapta decenței. Trăim într-o cutie de rezonanță atâtor extremisme și atâtor exagerări, atâtor știri false și așa mai departe, încât e adevărat, ai putea spune, nu te mai poți face auzit, dar nu e așa, pentru că oboseala de ce se întâmplă e foarte extinsă, are o bază de masă. Mai toți se simt victimele acestui carusel de isterii demonetizate, de altfel, banale, care nu produc decât zgomot zadarnic. Eu cred că o discuție despre moderație în politică, despre dialog, e încă o dată terapeutică în România, unde se mulțesc oamenii care, fiind în mod clar partizani, deci, de o singură parte, deci, unilaterali, deci, oameni care privesc realitatea cu ochelari de cal sau cu un singur ochi, și care consideră că o văd pe toată și că numai ei o văd cum trebuie. Și să grăbesc sau să străduiesc să ți-o bage și ție pe gât în același, în formula îmbrățișată de ei, în mod dogmatic. Avem o problemă. Am scris acest articol, Arta pierdută a dialogului, pentru că România este o la ora actuală, n-aș vrea ca eu însumi să generalizez atâtea și atâtea nuanțe și excepții, dar e totuși o adunătură infernală de monologuri isterice care se ucid reciproc. Nu mai avem bucuria conversației, nu mai avem arta conversației, nu mai avem plăcerea de a ne convinge practic prin coprezența, lângă un interlocutor valoros, că nu știm tot, nu ne pricepem la orice, putem învăța oricând ceva nou, putem să ne schimbăm un punct de vedere dacă cineva ne aduce un argument și dacă noi îl lăsăm să ni-l aducă. Dacă i-am închis gura înainte ca el să formuleze vreo obiecție, evident că nu progresează nimeni în
redefinirea, resituarea propriilor opțiuni și așa mai departe. Deci, da, sunt patologii post-totalitare, da, suntem o societate profund traumatică, da, avem potențial, nu doar de emigrare a celor mai competenți sau mai ambițioși, ci și de refacerea unui țesut național, comunitar, de o repunere în funcțiunea unei scări de valori normale, în care cine e mai cultivat, mai talentat, mai harnic, mai onest, conduce. Nu după o regulă meritocratică, că nu e realist, deci nu ești un bun conservator să crezi într-o meritocrație pură. Există fraudă, clientelism politic și scurtături necinstite și în societățile occidentale când e vorba de ascensorul social. Dar există mult mai mult respect, mult mai mult respect practic, cu consecințe pentru binele comun față de valoarea certificată. Prin diplome care înseamnă ceva, prin efort, prin afirmarea unor talente, prin creații de orice natură. Deci, cred că dezbaterile publice, reînvățarea dialogului pe baza unui set de valori conservatoare, încă o dată spun, are și o valență terapeutică, dar psihoterapeutică la scară colectivă. Degeaba avem social media. Dacă și acolo nu facem decât să monologăm, dacă și acolo nu acceptăm, eu detest să mă prezint în orice ordine, începând cu cea morală, ca exemplu. Dar, sincer, ca tehnică, măcar ca să nu mă plictisesc, încerc cu, în lista mea de prieteni de pe Facebook, am toate sensibilitățile politice. Atei, agnostici, oameni de stânga, oameni... De ce? Mi se pare mult mai distractiv, mult mai plăcut să ai un dialog contrastant, bazat pe argumente diferite, numai cu oameni care... Și asta am constatat că mă costă și cred că și pe tine, Lucian, când vrei să practici moderația și să rămâi în echilibru, într-un bun echilibru, sunt unii care mă reproșează, de fapt toată lumea se reproșează, toți fanaticii acestei mici lumi românești, conectați sau nu la fanatisme externe, îți reproșează bunul simț. Nu pot să fac din bunul meu simț un handicap. Vreau să fac din el o armă de reeducare socială, nici de reeducare mai putem vorbi după Pitești. Nu știu, de regăsire, să zicem, a savorii vieții comune, a vieții împreună. Eu știu că oamenii mari vorbesc despre idei, nu despre alții, dar corolar al întrebării Lucian, dacă ar fi să, când dumneavoastră vreți să citiți sau să ascultați vocea unui conservator român, de ce, nu isteric, cu excepția persoanelor din sală și amicului comun, Papa Hagi, puteți să ne mai indicați sau două, trei nume din, nu știu, adică neapărat politic, dar oameni din sfera, din cei care scriu, din jurnalism, cât mai există, din sfera bisericii, oameni care considerați că au această îmbinare dintre care puteți, dacă puteți, dacă doriți. Nu poți, că orice top e, provoacă, are o misiune și provoacă nedreptăți nedorite, să știu eu, citești trei și nu. Deci nu-mi place să fac liste din astea, nici măcar albe. Dar fără îndoială că românii sunt conservatori care se urăsc pe ei înșiși. Pentru că n-au reușit să facă cuplajul cu conservatorismul occidental. Avem un complex al Occidentului pe care nu-l rezolvăm mai rapid, tocmai pentru că nu avem o punte solidă de legătură între elitele noastre și cele conservatoare luminate din Occident. Încă o dată, și acolo apar falsuri, felul de diformități, de imposturi și așa mai departe. Adică trebuie să fim... Dar avem atâția uriași pe umerii cărora ne putem cățăra, încât putem privi foarte departe. Dar deocamdată n-am făcut ascensiunea. Eu am fost trist, de exemplu, că Remus te-a imediat, dar a fost trist că, de exemplu, în acel grup care a generat proclamațiile de la Paris din 2017, un moment extraordinar, nu era nicio o Europa în care credem, nu era niciun român. Deși cred că
intelectual și ca valoare, ar fi fost persoană, dar e un minus. Dar poate, poate la următoarea ocazie. Te rog, Remus, și apoi domnul Cristi Vaida, te rog. Eu aș dori să îmi spun părerea cu privire la ultima întrebare. Nu am preținut numele domnului Lucian. Domnul Lucian. Părerea mea este că nu există conservator radical. Conservatorul este, prin definiție, moderat. Conservatorul autentic, spune. Da, conservatorul autentic. Deci prima întrebare a trebuit pusă, care a trebuit pusă este cel care țipă mai tare și se autodeclară conservator, chiar este conservator? Pentru că nu există radicalism în conservatorism. Radicalismul vine de la radix, din latină, a merge la rădăcină. Și conservatorul este de părere că în orice societate, din orice timp și spațiu, sunt elemente bune și elemente rele. Trebuie dat la o parte ceea ce este negativ de ceea ce este pozitiv. Și trebuie construit și mers înainte cu ceea ce este pozitiv. Deci nu se poate da totul la o parte, pentru că nu mai este conservatorism, Ana, abordarea respectivă. Bine punctat. Vă rog, vorbiți tare ca să o depună aici în față. Cred niciun fel de panaceu. După referendum și în fața acidității criticilor despre zona secularistă, tot mai consistentă, mai zgomotoasă, mi se pare că toți creștinii din România, de toate confesiunile și bisericile, s-au apropiat, au învățat să conlucreze și își spun așa, cu un mod surprinzător, că referința comună pe nume Iisus Hristos e destul de amplă. Adică constituie o bază, totuși, de dialog, nu? Mai puțin îngustă decât s-ar crede. Prin urmare, eu văd tocmai un nou capitol. S-au spart barierele confesionale, nu mai există... Și există sentimentul unui pericol comun care pretinde o reacție concertată între diversele comunități creștine din România. Mi se pare că acest lucru a început să funcționeze. Bun, ne putem întreba în ce măsură diferitele ierarhii sau conduceri de comunități religioase sunt încântate de această evoluție. Dar eu o văd ca pe o evoluție și totodată o văd ca pe o tentativă spontană de solidarizare a diferitelor comunități mai presus de clivajele confesionale, care trebuie să capete și o dimensiune internațională, nu doar internă. Apropo, două chestiuni rapide, vreau să menționez și eu apropo de asta. Unul, că chiar și noi care, să zicem, suntem aici în față și Mondereu sau invitații noștri, reprezentăm cele trei curente mari ale creștinismului din ultimele sute de ani și deci fondul comun și etosul comun este mult mai puternic decât preferințele și
interpretările teologice specifice fiecărui biserici tradiției și ăsta e un semn care trebuie dat în continuare. Și de asemenea spune că m-am bucurat că în ultimii ani am văzut diferite voci din diferite zone. Dacă nu greșesc, este la Oradea, am văzut un lider neocatolic care are poziționări foarte bune aici în București și nu numai în București. Purtătorul de cuvânt al romano-catolicilor, Francis Dobos, și mi se pare că devine o voce nu doar puternică, dar bine articulată și niciun caz isterică, dar clar asumată. Și cred că decât să criticăm rău, e foarte bine să promovăm modelele bune. Vă rog. Aici poți să dau microfon, că să-ți vedem în față să... Așa. Numele și da, Mihai Rădulescu, bună seara. Nu am specific o întrebare, am câteva constatări și poate idei. În primul rând, aș vrea să revin la ultima întrebare și să spun că mi s-ar părea, adică mi se pare relativ periculos să facem diferențieri de genul conservatorism de tip ortodox, conservatorism de tip greco-catolic, conservatorism catolic. Adică asta mi se pare puțin periculos, adică conservatorismul este conservatorism. Și trebuie să aibă, așa cum zicea și Cristian, legătură mai mult cu creștinismul decât cu, să spunem așa, anumite interpretări teologice ale instituțiilor care reprezintă creștinismul, da, catolicism, protestanți, ortodoxi. De ce conservatorismul pare antipatic? Ok, sunt de acord, mie nu pare antipatic, dar de ce li se pare multora antipatic? Eu cred că lipsește un caracterul militant al conservatorismului. Da. Asta cred că e un minus major. De ce conservatorismul pare antipatic sau pentru unii chiar este antipatic? Hai să pun întrebarea, probabil că ați văzut-o în foarte multe filme americane. Cum îmi dau seama că sunt gay? Dacă mă uit la un film cu gay, sunt gay? Așa se pune și întrebarea la conservatorism. Cum îmi dau seama că sunt conservator? Cred că asta ar fi prima întrebare la care ar trebui să răspundem. Da? Cum îmi dau seama că sunt conservator? Asta ar fi unul. Și doi, cum propag ceea ce am extras din această întrebare, adică răspunsul, cum îl propag în mase? Pentru că de multe ori, practic asta este o caracteristică a conservatorismului, de a fi legat foarte mult de elite, da? Cum zicea domnul Baconski, conservatorii sunt lady and gentlemen, da? Ei se întâlnesc la o anume, să spunem așa, secvența societății. Da? Ce legătură are secvența aia cu marea masă, cu piața, ca să spunem așa. Da? Deci atât trebuie cumva să ne debarasăm puțin de această caracteristica conservatorismului și să-l adaptăm puțin la realitatea, dacă conservatorii, da, vrem să păstrăm, dar să reformăm sau să reformăm și să păstrăm esența. Cred că asta ar trebui să facem, părerea mea. Și o ultimă chestie pe care vreau să o spun așa, pur și simplu ca și informație, presupun că unii dintre noastre știu, legat de tehnologie și conservatorism și progres. Pentru mine progresul este una și progresismul este altceva. Pentru mine progresul înseamnă Elon Musk. Nu știu dacă toată lumea știe, dar Elon Musk este conservator. Da? Face parte din echipa lui Trump. Este foarte conservator. Progresism înseamnă drepturile LGBT, ideologia de gen și așa mai departe, dar sunt două chestiuni diferite. Da. Vă mulțumesc! E evident că atunci când vorbim de ladies and gentlemen, nu vorbim acum de titluri nobiliare aristocratice, ci de aceea noblețea sufletului. Pentru că poți să fii un om simplu sau cum se spunea cineva că o bătrână dintr-un oraș sau dintr-un fund de țară, în simplitatea și autenticitatea ei, poate să fie un spirit mai înalt. Și nu la întâmplare am avut exemplul Elisabeta Elizea, care a dat un exemplu de demnitate și de noblețe mai mult decât mulți oameni care aveau titlurile sau educația formală. Vreți să spuneți ceva sau domnul Vărul?
Nu, eu aud deseori acest comentariu. Domnule Bacoschi, nu vă supărați, urmează o salvă de Alice, v-ați ridicat prea sus. Trebuie să mai să ne punem să punem un bemol asupra oricărei crime de elitism. Eu rămân încăpățânat de elitism. Mi se pare că intelectualii oricărei națiuni trebuie să se ducă ei cât de sus pot și asta e. Au forță de tracțiune și media va crește. Nu să tot negocieze scăderi, diluări, compromisuri din astea care te condamnă în final să nu te mai exprimi prin idei, ci prin lozinci, în cazul cel mai bun. Poți să ajungi și la înjurături. Deci, pe de altă parte, scuze, nu e un curs în 12 ședințe despre istoria conservatorismului. Putem zăbovi, sigur. Iată cum crede conservatorul, de pildă, că nu există un progres moral decât la nivelul individului, prin eforturile lui de autoșrefuire lăuntrică și de interacțiune mai bună cu ceilalți, prin contribuția lui mai consistentă la binele comun. Dar nu un progres moral constant al speciei. Există un progres moral, un progres tehnologic și științific necesar și indiscutabil, care s-a dus și la Hiroshima și la Auschwitz și așa mai departe. Deci nu există o relație cauzală între progresul presupus moral al speciei și progresul ei științific sau tehnologic. Sunt multe aspecte care merită o dezbatere separată, dar aici am plecat de la încercarea de a găsi, măcar pe Facebook, un șef de companie românească care să sponsorizeze o traducere competentă din The Conservative Mind. Poate că cineva o fi urmărit și discuția asta și o să spună, dom'le, cât costă în fond așa ceva? Nu prea mult. Cred că se poate face. Și pe de altă parte să luăm pulsul unui mic și distins grup de oameni care, în general, sunt pe linia asta. Dar ce faci dacă... Adică e important să invitați și oameni de altă sensibilitate la aceste reuniuni, ca să vedem cum gândesc, să vedem ce ne spun. Se pot găsi forme civilizate de dialog și cu atât mai interesante între oameni care gândesc diferit. Te rog. Eu aș dori doar să răspund, sau nu neapărat să răspund, să interoghez mai mult prima întrebare a domnului. Eu cred că dacă dorim să începem să întrebăm dacă suntem sau nu conservatori, ar trebui să răspundem la două întrebări. Prima, ne place vinul mai vechi? Și a doua, dacă considerăm că drumul mai scurt este cel cunoscut. Conservatorul preferă, după cum am precizat deja, cunoscutul necunoscutului. Preferă să meargă, adică să vadă pe lumină decât să nu vadă pe întuneric. Bineînțeles, este vorba din lumina experienței generațiilor din urmă. Da. Domnul Bacoschi, apropo de carte, și până se găsește cineva care să sponsorizeze și un traducător, dacă ar fi și mulți tineri, dacă ar fi să dați două, trei titluri care sunt deja românești, autori români, care ar ajuta, nu știu, care să-i ajute să înțeleagă aceste idei. Da. Eu am vorbit despre democrația în America, cartea a lui Tocqueville. Ce două titluri care să recomandați, sau mai multe dacă doriți, de cărți care să dea consistență sau care să dea un profil? Ei, uite, Alexandru Gusi, dragul meu prieten, mi-a recomandat-o pe Chantal Delsol, care este o gânditoare politică din Franța, cu cărți până azi, nu? Deși are de acum o vârstă, nu-i așa, Alexandru? Dacă e colosală, iarăși o autoare care ar trebui tradusă de urgență în România. Dar din ce-i tradus deja sau ce avem? Din ce avem deja? Păi, din ce avem, nu știu, Homer. Da, ar putea să fie un bun început. Sau chiar și reflexiile asupra Revoluției franceze ale lui Edmund Burke, care, repet, sunt primul vaccin anti-tetanos făcut după marele pojar iacobin. Deci, da,
Înapoi la clasici, sigur că da. Domnul Bagosu, care este un excelent vorbitor de portugheză, dacă nu mă înșel. Citesc, nu. Ok. Da. Dar oricum, da. E în zona... Și eu, asta e o dată, eu mi-aș dori să învăț portugheza, dar asta e o discuție de mic am vrut. Cu pronunția vă ajut. Cu pronunția e perfect, așa. Una dintre sugestiile mele ar fi Olavo de Carvalho, care este un excepțional conservator, cel care l-a adus la putere Cardinal Mourinho și în ultimii 30 de ani, cel puțin 30 de ani. Pe acest extremist fascism. Da, pe Bolsonaro. Da. Da, și care are o sumă de cărți. Eu am mai găsit ceva traducere în limba engleză. Se pare că l-a pus la punct și pe Dugin, nu? În România, la Humanitas, a apărut o carte absolut superbă, emblematică, între doi, să spunem, creștini, da? Un duginist, adică putinistul duginist, așa, și Olavo de Carvalho, și aflat într-un dialog. Se numește, imediat vă spun, are un titlu absolut, mă rog, neinspirat, ca să nu spun altfel, Globalizarea Statele Unite și efectul globalizării. Așa era, da, Humanitas, este de-a dreptul, mă rog. Dar în momentul în care încep să citești, este incredibil ce se întâmplă acolo. Sigur că Olavo îl face... După părerea mea, praf. Da, da, cu o mare eleganță. Cu eleganță. Mă rog, nu chiar întotdeauna cu eleganță. Olavo de Carvalho fiind cel care, într-un interviu celebru de altfel, la un moment dat explică, este întrebat, bun, ce te faci dacă unul dintre interlocutori din sală te face fascist? Direct, nu, este un fascist. Și Olavo de Carvalho nu s-a putut abține și a zis, bun, dacă eu sunt fascist, mama ta este, direct, o femeie ușoară, când murim. Și a fost întrebat, deci nu sunteți în stare să duceți un dialog. Ba nu, tu nu ești în stare să duci în dialog, pentru că dacă tu îmi atribui mie, prin afinitate, relația cu fascismul, atunci faptul că mama ta e o femeie ușoară este un lucru absolut admirabil. Apropo de lucrurile, cred că în ultimele luni, multe de noi am fost făcuți fasciști. Asta pentru că stânga nu are totdeauna monopol în jurul. Da, și cărțile mele, să știți, să le recomand cu o surprinzătoare căldură. Da. Dacă n-aș citit. Da, apropo că în seria asta Doxologia sunt mai multe cărți și vreau să zic două, da, în serie. Dar sunt, pentru asta, dar de sunt Jocul Pamahace, a spus Crește în cetate și altele, deci seria asta Doxologia, da, deci nu doar cartea asta pe care... Gabriel Surcăruș și... Adrian Pamahace. Da, Crește în cetate, da. Adrian Pamahace și... Da, e o serie... Și de altfel, editura Doxologia are un catalog foarte bun, foarte bun, în general, pe teologie, științe sociale, antropologie. Aici, de microfonul, dar nu pentru că noi credem în affirmative action, dar am dorit să aibă curaj și niște doamne, domnișoare, să întrebe ceva, că... Și anumilor suntem toi taxați că... Sunt egalitatea de gen. Nu, egalitatea de gen, ci noi credem egalitatea de șansă. Nu, mare ce diferență. Mai penibil e să spui și acum să vorbească și doamnele. Să te încurajăm, pentru că se întâmplă lucrul ăsta, da, din diverse motive și de multe ori se întâmplă, da, vedeți, voi nici uitați, voi să vorbească, da, păi altceva. Deci e retrograz. Da? Și noi de asta am insistat, Alexandru să fie pe primul rând aici, că nu e în stare. Bun, vă rog, numele și întrebarea asta. Edmond Roman, mă numesc. Am ajuns să parlăm înspre zona fascistă, mai glumă, mai serios. Dar ne-am raportat mereu la ideea de democrație creștină, conservatoare. Acum am să încerc să fac apel un picuț și la abilitatea postului diplomat. Ambasador sunt și azi, că am gradul ăsta diplomat. Cu asta să moare. N-am ce să fac. Da. Perfect, toată mai bine. Occidentul produce astăzi mai multe tipuri, cred, de creștin democrație, sau cel puțin așa este ea împachetată public. Celebra axă Berlin-Paris, care practic a construit Uniunea Europeană, dar și o mai nouă axă care pare să fie apărut de vreo două zile. Italo-poloneză. Italo-poloneză, exact. Roma, Varșovia. Poziționările cred că sunt foarte diferite, poate chiar aș spune opuse în aparență, și nu știu dacă au același fundament doctrinar. Cum interpretați dumneavoastră chestiunea asta? Da. Ca să scurtăm și să devenim superficiali,
creștin-democrația fondată de părinții Uniunii Europene s-a diluat și a luat-o spre stânga, spre centru stânga, dar a devenit foarte liberală în sens american în ultimii 15 ani. Asta e un fapt. Și atunci nu prea mai putem vorbi de creștin-democrație în sensul pe care l-au dat Adenauer, Robert Schuman și Alcide de Gasperi și toți ceilalți corifei, să zicem, ai gândirii creștin-democrate. Ce vedem în Est e un fel de recuperare prin catolicism, iată două state catolice, Italia și Polonia, acestui referențial creștin, care a fost după adoptarea Constituției Europene, care nu pomenește în preambulul ei de creștinism, nici de tradiție judeocreștină. E o recuperare de genul ăsta. Pe de altă parte, ce vedem este că la un pas de Brexit, Parisul și Berlinul încheie, aprofundează complementaritatea celor două economii și politici, pregătind la Aachen, un foarte carolingian punct simbolic al Europei celor șase, a fondatorilor, pregătind un nou tratat după cel de la Elize, un nou tratat bilateral franco-german după cel de la Elize din 1958. Deci, văd o întărire dincolo de creștinism a forței a tandemului franco-german și o reacție culturală mai ideologică, mai apăsat conservatoare chiar din Europa de Est, cu o punte posibilă între Roma și Varșovia. Ioan Paul al II-lea a făcut drumul de la Varșovia la Roma și retur. Să vedem acum însă ce apare pe această pasarelă, pentru că mi-e teamă că nici nu prea mai avem la îndemână personalități de anvergura asta. Dacă am ajuns la partea de experiență și expertiza noastră de ambasador, două întrebări punctuale și cred că pe mulți ar interesa. Nu tot subiectul Brexit, dar dacă credeți că se va ajunge totuși la un acord, să se va ajunge la un no deal Brexit, părerea noastră, și apropo de ce ați pomenit, am văzut că a fost domnul Macron la Paris, la Berlin acum câteva zile și după declarația a spus ceva de felul acesta, ne dorim o Europa mai suverană, mai democratică. Europa mai suverană, poate, cum traduceți, mai ales că sunteți în care cunoașteți bine cultura și diplomația și tot ce traduceți. Deci, crezi că și acum, e că vorbim de prea multe în aceea seară și asta e o chestie, sigur, destul de la subiectele zilei, specifică că nouă, da, nu ne putem concentra prea mult pe un subiect. Nu știu dacă Brexit va avea sau nu loc. Acum, mâine, poimine, răspoimine, e votul, nu? Parlamentul britanic, deci trebuie să vedem dacă doamna May, care a pus pe masă deal-ul obținut de guvernul ei, va primi ratificarea Parlamentului. Dacă nu, sunt unul dintre cei care regretă ieșirea Marii Britanii, care respectă, pe de altă parte, opțiunea, nu mi se pare democratic să spui că poporul a votat prost sau că e tâmpit. Trebuie să înțelegi că în democrație intră și riscul unor distorsiuni electorale generate de discursul populist sau de fake news sau de... Asta e. E un risc asumat dacă vrei alegeri libere. Nu poți să spui... Dar e adevărat, pe de altă parte, că Europa, când danezii sau irlandezii n-au votat bine, i-a pus să voteze de nou. Se pare că cu britanicii e puțin mai, mă rog, mai s-a greu de democrație, să faci chestia asta. Dar, una, încă o dată spun, i-am văzut și pe foarte mulți conservatori români care devin eurosceptici. Una este să vezi limitele birocrației bruxeleze și până la urmă, să zicem, această pierdere de sufletire a proiectului european, și alta este să devii un anti-european. Când pentru noi e o șansă istorică fără alternativă, ceea ce nu înseamnă
nici să nu vedem sau să nu ne exprimăm prin aleșii noștri sau direct, pe orice alt canal, rezerve, critici, propuneri de ameliorare a unor mecanisme și mai departe. În același timp, să ții la o dată 500, mă rog, acum nu vor mai fi 500 de milioane, dar oricum 400 și de milioane de cetățeni într-un în aceeași organizație politică atât de structurată, de matură deja, nu e un lucru simplu. Adică numai cine ignoră cu desăvârșire complexitatea acestui efort de menținere la oaltă poate să devină un critic ăsta bulevardier al Uniunii Europene. Uniunea Europeană care așa și așa, ca țavencii noștri care se inflamează și începe. Bun. Până la urmă, puțină competență nu strică, apropo de bazele unui euroscepticism cât de cât argumentat. Poți să fii critic al Uniunii, dar nu să dacă devii anti-european, din punctul meu de vedere, faci un deserviciu major României. Aici aș avea o remarcă. E foarte important pentru că subiectul după părerea mea european este unul foarte sensibil. Da, și totuși, domnul Cun, vă mulțumesc pentru că îi dați curs, dar aici a fost o diversiune. Am înțeles, nu mai interogat. Nu, dar ne duce, cine știe unde ne duce? Da, 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 poate vorbim despre Elon Musk, by the way. Așa, băiat bun. Nu, ide. Nu? Merge? Da. Din punctul meu de vedere, lucrul trebuie să fie foarte clar. Este evident că pentru România, ceea ce sunt 100% de partea domnului Baconschi, România nu are altă variantă decât Uniunea Europeană. Întrebarea este... Și NATO. Și NATO, în bun. Evident, da. Dar NATO a fost înainte. Sigur că da, evident că a fost înainte. Ca să nu mai vorbim de parteneriatul strategic cu Statele Unite, care după părerea mea e cel mai important. Dar asta e o altă discuție. Nu, e vorba de reformarea Uniunii Europene după formulele ACR, adică ACRE, actualul ACRE. Adică Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul Uniunii Europene. N-am zis la anumite, ceea ce provoacă anumite crispări pe care, până la un punct, trebuie să le înțelegem în legătură cu acest tip de Uniune Europeană, nu cu cel despre care eu vorbesc, este că această Uniune Europeană tinde către abolirea tuturor suveranităților statelor membre și delegarea lor către Bruxelles sau către Uniunea Europeană ca entitate superioară politică. Aici este marea problemă. Ceea ce spune ACRE, printre altele, este că Uniunea Europeană este absolut necesară, sunt lucruri extraordinar de bune în Uniunea Europeană și le trebuie să rămână și trebuie dezvoltate pe mai departe, dar să ieșim din această retorică a Uniunii Europene de tip politic. Mai ales că această Uniune Europeană politică, deci de Uniune politică, susceptibilă să transforma în viziunea unora în Statele Unite ale Uniunii Europene, este impregnată de retorica și ideologia stângii progresiste. Despre asta e vorba. Deci o reformare a Uniunii Europene. Acum, totuși, despre Statele Unite ale Europei a vorbit în premieră Churchill, care nu era exemplu clasic de socialist. Dar care l-a aplaudat pe Stalin. Dar mă rog, nu chiar l-a aplaudat, dar l-a cautionat. Da. Acum, e clar că nu am vrut neapărat să deviem, dar vrem să profităm de prezența noastră, mai ales că sunt așa niște teme și indicația lui Macron și toate și importante. Remus vrea să spună ceva și apoi mai pentru una sau două întrebări și apoi vom trece la autografe. Doresc să aduc o perspectivă istorică asupra întrebării domnului referitoare la alianța dintre Italia și Polonia. Ernest Gellner, când a scris lucrarea sa despre națiune și statele națiune, a catalogat formarea statelor națiune în funcție de câteva criterii, printre care și amintirea unui trecut istoric măreț. Nu contează cât de depărtat, dar măreț. Eu, studiind secolul al XIX-lea, mă rog, o parte a gândirii politice din Italia, am putut observa în scrisori, în ziare, în abordări, o sensibilitate a naționaliștilor italieni față de soarta națiunii Polone. Și o reciprocitate la un anumit nivel din partea polonezilor.
Adică Polonia era sora răstignită, împărțită, după cum a fost împărțirea Poloniei, și Italia era împărțită. Mă rog, cum considerau eu că era împărțită. Dar vedeau această apropiere. Astăzi sunt sigur că apropierea dintre o anumită parte politică a Italiei și a Poloniei vine și din acest punct de vedere. Vine și din această, din această parte. Eu, studiind mai mulți ani în Italia, am avut de-a face și cu diferite personaje și am putut lua cunoștință cu, mă rog, anumite scrieri de anumite medii online. Și chestiunea se, mă rog, se susține în continuare, cel puțin în lumea italiană. În cea poloneză nu știu, pentru că nu cunosc poloneza. Deci sunt mai multe explicații, nu doar... Vă rog acolo în spate, vorbiți tare ca să auzim. Și apoi încă o întrebare rapid și... Vă rog. Aveți Mandolini, am ascultat cu mare interes discuția. Și am o întrebare la parte care zicea despre riscuri. Unii create mișcări conservatoare în România. Din opinia mea, și miroase ruse în România din cauza datorită faptului, datorită poziției geografice și istoria României, nu văd că un mare risc. Poate și la alta, riscul de neoregionalism după 80 de ani de campanie împotriva ideilor de atunci, nu cred și asta că e va fi un mare risc. Și dacă în anii 30 ce să zic, ar fi totuși un partid cu membrii respectoși, cu o bună parte din sumarul decalogului, mă gândesc, nu știu, tot ar fi un pas înainte. Nu în totalitate, dar cât de cât. Nu, e o autocenzură a creștinului care totuși, având relația cu Dumnezeu și socotind că există o ordine și o autoritate peste opțiunile lui, peste raza lui de libertate individuală, peste ce poate el înțelege din viitor sau din trecutul lui, se abține de la, adică are o etică totuși, altceva, așa cum după mine omul educat are o autocenzură când vine vorba de porcării. Adică ce să faci? Ești implicit, impregnat de o tradiție morală, de o imagine de sine, adică are niște limite. Dar asta nu înseamnă că mari porcărime au fost comise de oameni super educați și mai departe. Erudiții sunt scuzabili, pentru că ăștia de obicei sunt în afara acțiunii. Da. Vă rog. Diferența este că există mai multe catedre și centre de cercetare dedicate istoriei ideilor care fac și arheologia, să zicem, acestui filon în lungul drum al gândirii europene, dar nu e neapărat la modă. La modă, în mediile academice, sunt mai degrabă alte viziuni, alte filozofii, fie legate de
filozofia analitică și de tradiția empiristă anglosaxonă, fie de alte sisteme de referință. Dar un conservatorism care reajunge pe scena culturii și la media chiar, e întreținut mai degrabă de acești corifei de tip Paul Johnson sau Roger Scruton, care, sigur, cât eu mai țină Dumnezeu, dar sunt extrem de... Acum, ștafeta e preluată parțial de Jordan Peterson și așa mai departe. Ați văzut, poate, un dialog pus pe YouTube între cei doi, nu știu de ce e importantă frumusețea sau așa ceva, nu era tema, care a avut iarăși foarte, foarte multe vizualizări. O predică, să zicem, conservatoare, foarte populară, face Prager University, asta care Dennis Prager a fost și la București, călătorește în toată lumea, dar într-adevăr a reușit cu chestiile lui de 5 minute care explică clar și destul de competent mici teme, clenciuri, probleme legate de... sau explică cum vede conservatorul chestiunea A, B, C, D, probleme care frământă evident societățile occidentale și care noastre. Prager a sărit de 1 miliard de vizualizări, ceea ce spune ceva, adică spune ceva și despre marketingul genial făcut de Dennis Prager, care e într-adevăr și un om de marketing, dar ne spune și că există un interes mai larg în fie de recuperarea gândirii, fie de descoperirea gândirii conservatoare și că el nu stă doar într-un fel de Dead Poets Society, nu știu, undeva în frac și în redingotă. Nu. Ideile conservatoare au o circulație globală ca orice alt flux de idei. Pentru că suntem în era circulației globale a ideilor. Eu doar un răspuns parțial privitor la Italia, pentru că cunosc cât de cât, să spunem, situația de acolo. Italia este o... este culturalmente la stânga. Hegemonia culturală preconizată sau dorită de Gramsci în Italia se aplică de plin. Ideile conservatoare rezistă în câteva insule, de obicei nu instituționale. Sunt oameni privați care finanțează sau pun sufletul la răspândirea ideilor conservatoare. Și aici m-a corectat domnul Ungo. La Italia aveam în minte când am spus în țări în care nu te-ai aștepta ca mintea conservatoare, the conservative mind, să fie traduse. Nu Brazilia, la Italia mă gândeam, tocmai din acest considerent al stângii care domină cultural și academic și mediatic Italia. Știm că majoritatea universităților vestice, fie că vorbim de Europa sau de America, în spațiul academic sunt foarte puțini conservatori. E și toată povestea asta, că sistemul are un mod al lui de a promova ceea ce este deja și de a depărta. Și știți prin ce a trecut și trece Peterson. Dar e clar că sunt voci multe puternice care... Domnul Bacu, să mai priți o întrebare? Sunt multitasking, dar... Da, nu știu. O întrebare pe care vreau să vă spun și cred că interesează pentru mulți. Mi-a generat tot ce a spus de două ori mai devreme. A spus mai devreme despre etica creștină care trebuie să dea un răspuns și să păzească gabinete extreme și comportamente nepotrivite. Și mai pomeneați la un moment dat când ați spus despre referendum, de colaborarea dintre diverse biserici care trebuie să vadă referendum nici ca ceva defetist, nici ca triumfalist. Nu doar ca diplomat, ci mai ales ca intelectual creștin și ca om al bisericii. Care ar fi niște jaloane sau niște atitudini care în anii următori ar trebui să, nu știu, să jaloane, să ajute, să faciliteze colaborarea dintre aceste spirite creștine, indiferent de denominația, și nu doar pentru chestiuni filozofice politice, ci și acțiune caritabilă. Cam pe ce fundament credeți că s-ar... Știu că a scris despre asta, a gândit despre asta, dacă vreți să răspundeți câteva cuvinte.
apropo de civilizația creștină. Cred că toată lumea s-a săturat de programe, adică și de programări. De acum o să facem așa, așa și așa. Mizez mult pe spontaneitatea acestei solidarități între creștini, adică pe naturalul ei, pe naturalețea ei, pe firescul ei. Nu cred că, sigur, n-au decât ierarhiile să aibă contacte și în afara celebrei săptămâni de rugăciune ecumenică. O dată pe an, în mod excepțional, acceptăm să stăm unii pe lângă alții. Mărturia creștină către lumea de azi este de fiecare zi, trebuie să ia fără îndoială și forme practice, trebuie să ne permită ca rod al libertății și bucuria unei descoperiri reciproce. Cine nu e solid instalat în tradiția lui, acela se teme de dialogul interconfesional și intercreștin. Până la urmă, nu am ca ortodox niciun fel de emoție. Descoper însă cu fratern interes specificul, savoarea, tradiția locală și generală a fiecărei biserici creștine și sunt foarte bucuros de această evoluție. Adică asta trebuie fără îndoială continuat, dar cu scrupulul evident de a nu face prozelitism. Adică de a nu sta în preajma unui frate de-al tău din altă confesiune și de a încerca să îl pescuiești de acolo ca să-l aduci în bazinul tău. Asta poate să ducă la multe sminteli, cum se zice, și la otrăvirea unor relații normale. Remus, dacă vrei să ne spui un cuvânt în final despre concursul de eseuri Russell Kirk și unde pot să... Deci există și pagina Russell Kirk România, da, în care sunt tot felul de lucruri interesante. Și știu că sunt și niște profesori de științe politice, poate încurajați pe studenții noastre să aplice, dar mai spunem o dată despre concursul. Da, termenul este până la 1 februarie, dar probabil dacă vom primi eseuri și după le vom accepta. Despre, este intitulat Russell Kirk, conservatorismul și lucrurile permanente. Se pleacă de la acest titlu și se poate explora cum se dorește. Sunt invitați tineri cercetători și persoane de vârstă a doua și a treia, nu asta este important. Important este a patra, nu? De dincolo. Important este să nu fie persoane deja cu un background cultural și intelectual solid. Deci oameni care ori sunt la începutul drumului intelectual, ori o fac din pasiune. Și găsiți mai multe detalii pe pagina Russell Kirk România, pe Facebook. Mulțumim foarte mult. Ladies not first, ladies last. Încă o dată o șansă prea acolo, doamnă. Vă rog, acolo în spate. Dar nu ajunge microfonul până acolo. Trebuie să fii mai în față sau să vrei mai tare. Sau fiți. Mulțumesc, Cristina. Cristina Odaru. Este prima oară când mi se vorbesc, pentru că mi se dă voi. General, am inițiativa, nu mi s-a părut în seara asta, că mai important să ascult. Ce am mai referit exact la titlul conferinței. De ce este antipatic conservatorismul? Mi se pare că explicația este la fel de ce este antipatic creștinismul. Pentru că presupune o anumită sobrietate, o anumită asceză, o anumită disciplină interioară și în comportament. Efortul de desăvârșire în creștinism, efortul de dezvoltare personală, psihologie sau de a atinge maximul personal de dezvoltare a minții și de educare a celor că practic efortul este și pentru cei care ne urmează, generația următoare. În același principiu îi educăm și pe ei, dacă. Iar Jordan Peterson este într-adevăr un foarte bun exemplu de cât de inconfortabil poate să fie pentru cineva să aibă alte principii, să aibă principii conservatoare într-o lume în care relativismul moral în principal și relativismul ideilor este un must.
să zic, sau ceva foarte confortabil. Cam atât. Foarte bine, foarte dramatici. Mai ales că e legătura despre generații și despre că la urma urmei și despre efortul interior și personalul fiecăruia. Domnul va poți ultimul cuvânt? Păi, nu pot să am, politețe, ultimul cuvânt. Aplauze pe domnul. Aplauze pentru Remus Copilor-Vaponski. Dar sperăm că o să reveniți în aceste dialoguri și o să facem, mai ales că urmează, vreau să mai întreb și despre alte, da? Și cu alte cărți, și sper da. Să... Urmează alegerile europarlamentare și multe alte lucruri de acestea. Sigur, sigur. Vă rog, puteți cumpăra cartea acolo din spate și aici domnul Bakonski vă așteaptă la... Thank you.